vin să ocupăm locurile. Stând în fața lui Pilat, Domnul a rostit un cuvânt care de-a lungul secolelor tulbură conștiința noastră umană. Adevărul. Și Pilat a zis, ce este adevărul? Aș fi fost foarte, foarte curios să aflu o definiție spusă de Domnul Iisus în circumstanțele acelea. El însă a preferat să tacă. Tăcerea Mântuitorului s-a prelungit peste secole, lăsând în mintea noastră un mare semn de întrebare. Vrem să știm adevărul, știm că El ne face slobos, dar în același timp ne temem de El, îl căutăm și fugim de El în același timp. Oamenii care trăiesc în adevăr vin la lumină, spunea Domnul Iisus Hristos, să li se vadă faptele, să li se vădească faptele. Cine trăiește în minciună, stă în noapte, se ascunde, să nu îi se vadă faptele. Lumea în care trăim noi ne scoate în cale zi de zi tot mai multe situații în care foarte greu discernem ce este adevăr și ce este minciună, ce este bine și ce este rău. În fața noastră ni se pun ocazii zilnice de a alege ceva și nu știm dacă alegerea noastră este corectă sau nu. Este spre binele nostru sau se va întoarce împotriva noastră. Avem decizii de făcut în fiecare zi. Și am avea așa mare nevoie de un sistem, să știm ce este adevărul, să știm un test, de exemplu, să avem un test la care să supunem obiectul, decizia, eu știu, hotărârea noastră, să o trecem printr-o grilă, să vedem dacă este adevărată sau nu este adevărată, luăm o decizie bună sau nu este bună. Apar tot mai multe noțiuni despre care, sau lucruri despre care unii oameni spun, ăsta este păcat, este rău. Pe măsura cealaltă vin alții și spun, nu e deloc rău. Vine legislația și legiferează lucrul acela. Până acum credeam toți că să fumez câine, păi din asta este ok. Acum vine guvernul să ne spune că nu este ok, că era păcat, nu? Acum vine guvernul și spune că este ok. În Colorado, nu? S-a legiferat producția și vânzarea de marijuana. Ce face creștinul acum? Vin copii acasă, nu? Și află de la televiziune și de la școală că este legal, este normal acum. Ilegalitatea de până ieri. Ce facem? Cum explicăm? Care este grila de test? Cum verificăm aceste lucruri? Haideți să ne gândim la avortul din America, nu? Biblia și Sfânta Scriptură ne învață că asta este wrong, este greșit, este păcat să omori o ființă umană. Nu contează când. Pe partea cealaltă însă, iată o legislație, un președinte, un guvern, care nu numai că legiferează și spune că este ok, dar finanțează organizații care ucid oameni astăzi. Ce facem când luăm o asemenea decizie? Avem pe cineva la spital, nu? Este între viață și moarte. Doctorii spun, mai bine scoatem din priză și tot este ok. Ce facem? Care este decizia noastră? Să mori astăzi în America este poate tot la fel de greu ca și să trăiești, nu? Costă enorm de mult o mormântare. Iată că a apărut o nouă variantă. Te pune într-o cutie de carton, intri la cuptor și rudele primesc un vas de cenușă, nu? Spunea un comic american că după moartea lui Socrates, în sfârșit a reușit să o ardă. Toată viața s-a străduit, n-a reușit, acum a reușit să o ardă. A plecat să o arunce în Potomac, nu? Râul acela care trece prin Washington. Urca pe un pod, s-a fost dorința Socrei, nu? Să
aibă odihna de veci în apele râului. Și zicea el, am deschis mașina, am ieșit afară și când am turnat urna aceea, a venit o pală de vânt și a băgat-o pe socră mea înapoi în mașină. Ce facem? Nu? O mormântare costă $15,000, pe când asta cu cenușa, 700. Nu? E ieftin, domnule, nu? Cum e normal? E bine? E rău? Pe măsură ce societatea înaintează, dilemele noastre sunt tot mai mari, tot mai multe. Așa ca și enciclopedia ignoranței, nu? Nu mai știm exact ce este bine și ce este rău. Noi care suntem născuți în modernism, nu? Pentru noi lucrurile sunt simple. Noi am știut ce este bine, ce este rău, este clar. Dar noua generație a copiilor noștri care cresc în epoca aceasta postmodernă, la ei totul este bălmăjit. Nu mai există granițe, nu se mai știe. Depinde, asta este cuvântul, depinde de ce? De conveniență. Adevărul devine foarte relativ, foarte volatil. De aceea, pentru vremurile acestea, avem nevoie de un grill, de o grilă, de niște teste, să știm ce este bine și ce este rău, domnule. În seara asta am pregătit pentru dumneavoastră un asemenea test. El se bazează pe lunga experiență multor oameni ai lui Dumnezeu, dar și pe Sfânta Scriptură și pe principiile fundamentale ale Cuvântului lui Dumnezeu. Atunci când trebuie să alegi ceva, când trebuie să iei o hotărâre, primul test la care trebuie să supui lucrul acela, ideea aceea sau, eu știu, acțiunea pe care vrei să o iei, supune-o la testul spiritual. Testul spiritual. Ce înseamnă testul spiritual? Pune întrebarea aceasta, acțiunea mea sau atitudinea sau, eu știu, alegerea mea, este oare scris în cuvântul lui Dumnezeu în mod special să nu o facă ființa umană? Sunt conștient că Biblia învață ceva în legătură cu problema asta? Am citit Sfânta Scriptură să văd ce zice ea de chestiunea asta sau nu? Altă întrebare este, sunt gata să ascult de Scriptură în cazul ăsta sau mă duc cu turma? Mă duc după modul după care îmi dictează inima, nu-i așa? Ce fac? Ăsta este testul spiritual numărul 1. Vorbește Scriptura despre chestia asta sau nu? Este vreun verset care în mod clar interzice sau încurajează un asemenea lucru, nu? Sunt eu gata să ascult de Scriptură înainte de legile țării, înainte de tradițiile grupului meu sau a religiei mele sau nu? Pentru că totul depinde de decizia pe care o fac acum. Dacă eu hotărăsc să sfidez cuvântul lui Dumnezeu, mai pot verifica și cu celelalte teste, dar nu mai folosește la nimic. De la bun început, testul acesta este yes or no. Testul acesta poate să fie clar dacă acțiunea aceasta trebuie făcută sau nu trebuie făcută. Dar în loc să citim Sfânta Scriptură, care e mare, nu, complicată, are multe pagini, se interpretează diferit, nu, ne luăm după ce zice lumea. Hai să întrebăm pe pastor, nu? Și bietul pastor nu vrea să te piardă din biserică, nu? Cine știe ce alte idei are și îți dă un răspuns din ăsta ca să faci dumneatale cum vrei tu, nu? Știți povestea, fă dumneata cum vrei tu. Eu sunt foarte surprins, primesc e-mail-uri, de exemplu, de la oameni din diferite, de la creștini români din diferite țări ale lumii, în care mă întreabă lucruri care sunt extrem de clare în Scriptură. Dar el are de gând să le facă. Are de gând să le facă. Sau probabil că le face deja, nu? Și atunci mă întreabă pe mine dacă e păcat sau nu-i păcat. În loc să se ducă la Scriptură să vadă ce spune Dumnezeu, nu? E mult mai simplu scrie un e-mail la cineva, ca eventual să-i spune lui Dumnezeu, păi las că m-a sfătuit să fac chestia, eu n-am vrut, domnule.
L-am întrebat, el a zis că este ok, nu? Eu cred că trebuie să întrebăm pe Dumnezeu și să vedem ce scrie în Scriptură în legătură cu decizia pe care o luăm. Testul spiritual. Un al doilea test este testul rugăciunii. Întrebarea este foarte drăguță. Bun, vrei să faci lucrul ăsta, ai de gând să iei o asemenea decizie, te poți ruga lui Dumnezeu să te ajute în domeniul ăla sau nu? Nu? Băieții mei erau mici, idolii lor pe vremea aceea era Ninja Turtle. A, Ninja Turtle. Probabil că nu vă aduceți aminte de Ninja Turtle. Aveau, mă rog, camerele decorate cu Ninja Turtle, pijamalele și hainele de pat. Dom'le, vândusem o mașină la un frate care locuia aproape de noi. Dom'le, frate, da, am dat-o ca la un frate cu numere cu tot. Nu? Și ăsta umbla cu numerele mele. Parca unde nu trebuie. Și într-o zi când au venit vreo 1500 de dolari amenzi de parcări aiurea pe numele meu, nu? Omul păcătuia în contul meu. Bineînțeles că m-am dus la el și l-am rugat, domnule, dăm numere de la mașină, du-te, înscriu pe numele tău. Nu se poate, ăștia când mă prind într-o zi pe expres, mă leagă, nu? Când află ce datorii foarte mare am, de atâtea amenzi, nu? O să o încurc. Bineînțeles, toca la urechea surdului, o facem, nu sigur că da, la Paștele lui Calu. Băieții mei au auzit ce se întâmplă și cum mergeau foarte des în casa fratelui, au hotărât să acționeze Ninja Turtle. Au lăsat ușa de la garaj, ușa laterală de la garaj deschisă din timpul zilei, băieții steți, s-au îmbrăcat Ninja, dimineața la ora 4, așa, au plecat înarmați cu șurubelnițe să fure numele, să ia numerele noastre de la mașina fratelui. Au reușit. Au venit cu numerele acasă și au început să-mi povestească, zice, tate, să vezi tu cât ne-am rugat să nu ne prindă. Zice, eram așa de emoționat că uite așa făcea șurubelnița. Zice, nu găseam șuruburi. Mulți dintre noi așa ne rugăm să nu ne prindă, nu? Ne rugăm, testul rugăciunii este, ne rugăm să nu ne prindă. Nu? Și zice, vai ce binecuvântare ne-a dat Domnul că nu ne-a prins. Nu? Nu ne-a prins IRS-ul, nu ne-a prins poliția, nu ne-a prins cine știe, nu ne-a prins, am scăpat. Nu? Vă puteți ruga lui Dumnezeu pentru lucrul acela pe care vrei să-l faci? Doamne, ajută-mă să fur. Poți să faci o asemenea rugăciune? Nu? Doamne, ajută-mă să înșel statul la taxe. Nu? Poți să faci o asemenea rugăciune? Cred că ar fi foarte greu, am fi extrem de obraznici, nu, să facem o asemenea rugăciune. Va zâmbi oare Dumnezeu la rugăciunea asta? Va rosti binecuvântarea Dumnezeu peste acțiunea asta sau nu? Îi face plăcerul lui Dumnezeu ceea ce facem noi sau nu? Testul rugăciunii. Te poți ruga pentru acțiunea aceea? Testul numărul 3 este testul personal. Întreabă-te dacă făcând lucrul acela vei deveni un creștin mai bun sau nu. Ce se va întâmpla cu tine dacă faci lucrul ăsta? Devii un creștin mai bun? Contribuie lucrul ăsta la creșterea ta spirituală? Se va întâmpla ceva bun pe dinăuntru cu inima ta, cu sufletul tău, dacă faci acțiunea asta? Voi deveni mai aproape de Hristos și mai la fel ca și Hristos dacă fac un asemenea lucru sau nu? Cred că dacă am pune o asemenea întrebare, am elimina foarte ușor o serie de lucruri pe care noi le facem, pentru că multe din ele nu ne ajută deloc să creștem spiritual, ci dimpotrivă, nu?
Și nu ne ajută să devenim mai asemenea lui Hristos, ci să fim tot mai departe de imaginea aceea a lui Hristos. Testul numărul 4 este testul social. Ar trebui să punem întrebarea aceasta, făcând lucrul acesta care vreau să-l fac, decizia asta care vreau să o iau, cum voi influența pe oamenii din jurul meu? Îi voi ajuta pe oamenii din jurul meu să devină mai buni sau voi deveni o piatră de potignire pentru ei? Haideți să presupunem că trag concluzia așa cum mulți creștini au tras concluzia asta și, mă rog, eu nu cred că, eu știu, părerile mele în legătură cu asta contează prea mult, dar în partea de Sud Americii, unde se cultivă tutun, de exemplu, foarte mulți baptiști pentecostali fumează. Nu? Până și oameni mari din istoria creștinismului, cum era Spurgeon, de exemplu, nu? Fuma. Nu știu că dacă fuma la un vo, nu cred că fuma la... Când fuma. Nu cred că lucrul ăsta, eu știu, m-ar ajuta pe mine cu ceva, dar întrebarea care trebuie să mă pun asta este ce-ar face frații de la Agape, nu? Să mă vadă pe stradă cu un trabuc din ăla mare, eu știu, Havana, nu? Scot niște nori de fum așa după mine. Ce-ar face frații de la Agape? Pavel spunea, carnea de la jerfe care se vinde pe piață, puteți să o mâncați dacă vă rugați Domnului, pentru că toate lucrurile, în primul rând, zeii, zicea apostolul, nici nu există. Nu există Dumnezei falși. Nu, asta e o poveste. Nu e niciun pericol să mănânci carnea asta, dar zicea el, ascultați-mă bine, nu o mâncați, pentru că sunt frați de-a voștri mai slabi, care văzându-vă pe voi că vă duceți și luați carne de la idoli, ei cred că voi vă închinați la idoli, să duc să se închine și ei ca și voi. Aveți grijă de conștiința fraților voștri. Ce se întâmplă cu cei din jur dacă eu fac lucrul ăsta? Oh, am libertate în Hristos. Yes, yes. Sigur că da. Dar trebuie să-mi limitez libertatea mea în Hristos de dragul fraților mei, de dragul celora din jurul meu. De aceea nu fumez, de aceea nu beau, de aceea nu fac alte lucruri, nu? Pentru că nu vreau să fie o piatră de potignire înaintarea fraților mei. Ăsta este principiul biblic numărul 1. Ce se va întâmpla cu cei din jur care mă vor vedea pe mine făcând ceea ce fac? Mergând unde mă duc, vorbind cum vorbesc, care îmi vor vedea atitudinile mele. Ce se va întâmpla cu ei? Îi voi ajuta să devină creștini mai buni sau voi deveni o piatră de potignire pentru ei? Testul numărul 5, testul practic. Practic. Ce rezultate va da acțiunea pe care o fac eu? Ce rezultă? Rezultatele acestea vor fi rezultate bune sau rele, de dorit sau nedorit. Care sunt consecințele acțiunilor mele? Mă vor face fericit în final sau nefericit? Ce se va întâmpla cu mine? Ce se va întâmpla cu familia mea? Cu sănătatea mea? Nu? Vreau să spun un mic lucru aici. Soția a urmărit un doctor acum care spunea așa, domnule, nu consumați nimic ce e maro. Culmea doctorește. Spunea fratelui Novac că lui a spus să nu mănânce cu C, nimic. Nu? Nenorocire. Nu? Cârnați, cardaboș, clisă, carne, nu? Castraveți. Nenorocire. Nu mai e nimic de mâncat în lumea asta, nu? Dar zicea asta doctor, domnule, nu bezi nimic ce e maro, nu? Coca-Cola, Dr. Pepper, tot felul de... Pentru că zicea el, culoarea aia, maroniu ăla, îi dat de zahărul ars.
Și când se arde zahărul, se produce o travă foarte periculoasă pentru organism. Apoi, la o travă asta, mai bagă frații o travură lor, nu? Ca să mai cumperi chestia aia. Fugiți de toate substanțele astea care promit 5-hour energy, nu? E o pastilă din aia, oi, oi, îți vin versetele de luma. Întăritor. Red Bull. Și rând pe rând ne cedează inima, ficatul, cine știe ce mai ce, nu? Mintea, creierii. Să știți că este o explicație undeva, o explicație foarte simplă și chimică pentru care există așa de mulți cu Alzheimer în America. Ceva s-a întâmplat, cineva a luat niște decizii de felul ăsta. N-am pus întrebarea, bă, ce se va întâmpla cu mine peste 5, peste 10 ani, peste la bătrânețe, nu? Dacă beau sau dacă mănânc asta sau fumez asta. Nu și-au pus oamenii întrebările astea. Puneți-le, pentru că ele vor spune exact dacă e bun sau nu e bun. Rezultatele sunt de dorit sau se vor întoarce împotriva noastră consecințele într-o zi. Un alt test se numește testul isprăvniciei. Făcând lucrul acesta, luând o asemenea decizie, eu îmi împlinesc scopul lui Dumnezeu pentru viața mea cu ceea ce mi-a dat Dumnezeu, cu resursele care mi le-a dat Dumnezeu. Eu folosesc resursele astea pe care mi le-a dat Dumnezeu să împlinesc scopul lui sau le folosesc să împlinesc scopurile mele. Cum voi răspunde înaintea lui Dumnezeu de ceea ce mi-a dat? Nu? Dumnezeu ne-a dat trupul ăsta. Trebuie să avem grijă de el. Să ducem mesajul Domnului până la capăt. Dacă nu îi dăm de mâncare la calul ăsta și nu-l lăsăm să se odihnească din când în când, pică jos și mesajul nu ajunge unde trebuie, nu? Trebuie să avem grijă de el. Hotărârile care le luăm, deciziile care le luăm și ele implică resursele care ni le-a pus Dumnezeu la dispoziție, atunci trebuie să fim niște ispravnici buni și să le folosim ceea ce ne-a dat Domnul pentru Domnul. Pentru împărăția lui Dumnezeu și nu pentru noi. Dumnezeu ți-a dat daruri, ce faci cu ele? Le folosești pentru înaintarea Evangheliei sau să faci bani cu ele? Nu? Ți-a dat Dumnezeu o voce extraordinară să cânți, ce faci cu ea? Slăvești pe Domnul sau dai niște concerte și faci rost de mai mulți bani și ajungi faimos și la sfârșit mori ca Elvis de droguri? Nu? Că în ultimă instanță oamenii ăștia așa o sfârșesc dacă nu își folosesc darurile așa cum a vrut Dumnezeu inițial când ni le-a dat. Apoi este în al șaptelea rând testul universal. Întrebarea este foarte simplă. Ce s-ar întâmpla dacă toată lumea ar face chestia asta care o fac eu acum? Ce s-ar întâmpla dacă toată lumea ar face chestia asta? Acum dacă hotărârea mea este să mă rog, nu? Să mă rog mai mult. Și toată lumea s-a rugat mai mult, ar fi o chestie extraordinară. Nu-i așa? N-ar trebui să ne facem probleme cu treaba asta. Dar hai să luăm o chestiune foarte simplă și foarte comună, din păcate, între noi românii. Un pic de bârfă, nu? Un pic de bârfă. Doamne, ce ne place, nu-i așa? Ce ne-am face noi fără chestia asta? Ce s-ar întâmpla dacă toată lumea ar bârfi? V-ați pus întrebarea asta? O mică minciună. Ce s-ar întâmpla dacă toată lumea minte? Comanzi ceva, ți-a luat banii și nu te mai cunoaște next day. Nu? Ce s-ar întâmpla? Am putea trăi într-o lume în care toți fac ceea ce vreau eu să fac acum? Se poate trăi într-o asemenea lume? Ce fel de lume ar fi aia? Este testul universal. Apoi este testul publicității. Testul publicității, testul numărul 8. Aș vrea ca toată lumea să știe ceea ce fac eu acum.
Testul publicității. Am vrea ca toată lumea să știe chestiunea asta sau nu? Pot să mă duc cu capul sus, să mă uit în ochii tuturor și să spun la toată lumea treaba asta, să știe toată lumea treaba asta? Unii dintre noi ducem niște vieți îngrozitor de ascunse. Tot timpul păstrăm aparențele, ok? Păstrăm aparențele, fațada, așa. Spunem despre noi numai lucruri care e bine să se știe, ok? Și tăcem mâlc asupra celor lucruri care nu vrea să le știe nimeni. Am vrea să ne se scrie pe frunte ceea ce gândim, ceea ce facem. Am vrea să știe toată lumea totul despre noi. Hotărârea care eu iau eu acum, decizia mea, acțiunea pe care o voi face, vreau să fie spusă întregii biserici, o pot auzi copiii mei. Este testul publicității. Alegeți întotdeauna lucrurile acelea de care nu o să vă fie rușine niciodată. Alegeți întotdeauna lucrurile acelea de care nu o să vă pară rău niciodată. Alegeți să faceți lucrurile acelea care să contrazică bârfele. Nu contraziceți bârfele cu alte bârfe sau cu alte cuvinte sau cu dezvinovățiri. Contraziceți-le cu fapte. Anulează-le prin faptele tale bune. Alege să faci acele lucruri de care să nu te rușinezi niciodată. În al nouălea rând, am 10 teste sunt. Acum o să aveți de lucru foarte mult dacă vă puneți să folosiți grila care v-am dat-o în seara asta. Este testul misionar. Lucrul ăsta care îl fac eu acum va duce la progresul împărăției lui Dumnezeu. Se vor întoarce oameni la Dumnezeu sau îl vor respinge pe Dumnezeu din pricina cuvintelor mele sau a faptelor mele sau acțiunilor mele. Va ajuta acțiunea mea la răspândirea Evangheliei sau va deveni o reclamă împotriva ei, împotriva Evangheliei. Știți că cea mai bună reclamă împotriva Evangheliei sunt pocăiții? Noi creștinii suntem cel mai grozav argument împotriva creștinismului, modul nostru în care trăim. Pentru că nu punem întrebarea aceasta niciodată, oare acțiunea mea, felul meu în care mă îmbrac, de exemplu, nu? Eu știu că dumneavoastră acum sunteți americani și mă bucur din toată inima că suntem americani, pentru că pe americani nu prea îi interesează moda. Okay? Nu prea îi interesează moda. Americanul vrea să îmbrace curat, frumos și elegant, dacă trebuie, dar comod, nu? Comod. Nu, asta se întâmplă în Europa. A fost acum în România și este o modă, domnule, că a băgat groaza în mine. Efectiv a băgat groaza în mine. Toți bărbații poartă haine scurte, strâmte, cu mânecile până pe aici, așa, de adolescenți, șifonate, asta e altă poveste, parcă a călcat tractorul. Am fost cu oameni de foarte bună condiție socială și mergând pe drum, am făcut semnul nevastei, ce se întâmplă cu ăsta, săracul, n-are bani, să cumpărăm un costum. O lua costumul lui fiul său. Ce se întâmplă, domnule? Acum, ăștia europenii pot să facă chestia asta, că nu sunt așa multilateral dezvoltați ca noi. Ei mai pot purta costume din aia, nu? Închipuiesc cum am arătat noi, nu? Așa, americanii, sfârjiți așa cu... Am văzut și la Hollywood chestia asta, domnule, recent, la ceva, eu știu, ceva awards. Te uitai la ei, săraci, domnule, parcă au greșit croitorul. Erau de altă persoană, nu?
Culmea, domnule, aceiași oameni cu ani în urmă se îmbrăcau invers, nu? Era o perioadă când copiii mei își luau nădragi de două persoane. T-shirts de două persoane, lungi, până la genunchi. Era teribilă chestia aia, groaznică. Dar totuși era mai bună ca sfârșiții ăștia, domnule. Nu știu ce se întâmplă. Moda dictează enorm de mult în Europa cum se îmbracă oamenii de astăzi. Ajută la ceva chestia asta sau nu? A fost o perioadă când am fost în România, toți bărbații purtau schiuri. Niște pantofi de alungi cu vârfurile în sus. A crezut că sunt Turcia. A crezut că am picat în Istanbul, domnule. Nu? Teribil a fost moda aia. Nu? Dar tot eu mi-aduc aminte când erau pantofii ascuțiți. Da? Așa de ascuțiți erau, că toți avem degetele strâmbe la picioare din timpul ăla, nu? Modul în care eu mă îmbrac, ajută Evanghelia sau nu ajută, domnule? Gândiți-vă bine la treaba asta. Modul în care aleg, până și îmbrăcămintea, ar trebui să o supunem totuși la testul ăsta în ultimă instanță. Nu credeți? Este important. Pentru că putem să ispitim pe cineva, nu? Dăm subiecte de predici la unul ca mine, nu? N-are despre ce predica, numai despre costumele sfârșite ale românilor. Modul alegerilor noastre, alegerile noastre sunt foarte importante pentru că ele vorbesc nu numai despre noi înșine, ci și despre credința noastră. Poate că aici se leagă și întrebarea care ar trebui să ne punem, ceea ce fac eu acum va duce la pocăința altora, voi ajuta pe alții să se întoarcă la Domnul. Vor avea încredere oare în Domnul meu oamenii care se uită la modul meu de viață și la alegerile și la conduita mea în mijlocul societății? Cred că întrebările acestea ar fi foarte bune să deosebim ce este bun și ce este rău, ce ajută și ce nu ajută. Ne vor ajuta să ne clarifice mintea în această lume foarte confuză, în care, așa cum spuneam, nu mai știm să deosebim stânga de dreapta. Nu mai știm ce este bine și ce este rău. Pe de o parte, guvernul legiferează păcatele pe care credința noastră le condamnă. Modul acesta de a gândi pătrunde în bisericile noastre. În bisericile noastre se mulțesc divorțurile, se mulțesc avorturile, se mulțesc toate celelalte fără de legi, care, bine mersi, trec la religia noastră. Și ca să nu îl supărăm, ca să nu ne golim biserica, începem să le adoptăm, să le tolerăm, să le înghițim. E adevărat un lucru, și aici vreau să-l sublinez încă o dată, este un principiu fundamental al bisericii noastre. Noi credem că orice păcătos are șansă și trebuie să oferim șansă să-și îndrepte viața. Avem probleme însă foarte mari cu păcătosul acela pe care îl ajutăm să-și repare viața, pe care îl ajutăm să se reabiliteze și pe care vine, după care vine și ridică nasul sus și face ordine cu noi. Avem un pic de probleme cu asta. Nu încurajăm pe nimeni să păcătuiască spunându-le că de acum încolo brațele noastre sunt deschise, dați în mere ceea ce face fiecare. Nu vreau să fie asta, dar dacă s-a întâmplat o nenorocire în viața cuiva, suntem gata să-l ajutăm să nu mai facă. Nu vreau să înțeleagă cineva că biserica noastră este foarte tolerantă cu toate păcatele care sunt și ne deschide ușa la toate. No way! Deschidem ușa la toți păcătoșii care sunt alungați de alte biserici, la toți păcătoșii care nu sunt ajutați de alte biserici să-și repare viețile. La ăștia le deschidem ușa larg și brațele deschise,
Dorim să-i ajutăm să trăiască o viață frumoasă. Dar așa cum spunem de fiecare dată că toți suntem broken people, asta este adevărat. Toți avem nevoie de Hristos, toți avem nevoie de mântuire, toți avem nevoie ca Domnul să lipească cioburile vieții noastre la oaltă și să ne repare ceea ce am stricat. Dar ca să nu mai producem răni în continuare, să nu mai stricăm în continuare propria noastră viață, iată în seara asta un test simplu. Notați-l și încercați orice decizie o luați să puneți întrebările astea, măcar câteva din ele, măcar câteva din ele. Înainte să faci click pe site-ul ăla de pornografie, pune întrebarea asta. Pune întrebarea asta, te rog. Are ceva Dumnezeu de spus de chestia asta? Pune următoarea întrebare. Mă pot ruga, Domnule, acum să binecuvânteze acțiunea care o fac eu? Cred că am ieșit repede din zona aia periculoasă, pentru că Duhul lui Dumnezeu ne-ar face conștienți că ceea ce facem acum se va întoarce într-o zi împotriva noastră. Înainte să deschidem canul ăla de bere, sticla aia de, eu știu, alte băuturi, pune întrebarea asta. Oare ce ori spune frate să mă vadă cu sticla asta pe masă? Ce s-ar întâmpla dacă toată lumea ar face asta? Înainte să facem declarația aceea, și culmea, să și semnăm pentru ea, gândește-te bine ce spune Dumnezeu de acțiunea asta. Gândește-te la consecințe. Foarte multe lucruri s-ar întâmpla altfel în viața noastră dacă am fi conștienți că trăim înaintea lui Dumnezeu. Una dintre expresiile frumoase ale Sfântei Scripturi este aceasta: trăiește înaintea mea, zice Domnul, înaintea ochilor lui Dumnezeu care vede totul. Când eram copii, părinții și mai ales bunica a avut așa o influență deosebită asupra noastră, ea ne-a convins foarte clar că indiferent unde ne ducem și ce facem, ochiul lui Dumnezeu ne va vedea și Îngerul Domnului acolo prezent. Și am crezut-o. Și n-am făcut multe rele, că știam că ochiul la Îngerului e acolo. De ce oare credem că Dumnezeu a închis un ochi când se uită la noi sau se uită în altă parte? De ce credem că Dumnezeu a devenit neputincios în aceste zile? Nu mai este tot știutor, nu mai este tot puternic, nu mai este pretutindeni? De ce oare? De ce deciziile noastre nu le supunem la un test banal ca și ăsta? Îndemnul meu este: încercați măcar la deciziile mari din viață să le treceți prin un asemenea test. Și veți vedea că este ușor să schimbați decizia și să alegeți ceea ce trebuie. Vom începe să vorbim frumos, vom începe să fim politicoși, vom începe să fim manierați, vom începe să ne îmbrăcăm decent, vom începe să fim cinstiți, să fim corecți, să fim corecți cu Dumnezeu, cu finanțele noastre, cu timpul nostru, și lumea se va schimba. Mi-a plăcut și m-a bucurat predica din seara asta în limba engleză: tu poți să faci o diferență în lume. Dar nu omul ăla vechi, ci omul schimbat, omul transformat va face o diferență în această lume. Vom avea o influență asupra celor care nu-L cunosc pe Domnul, dacă noi îl cunoaștem pe Domnul și trăim ca și Domnul. Dacă numai vorbim și viața noastră nu este la înălțimea vorbelor noastre, toată activitatea noastră asta evanghelistică nu duce nicăieri. Pentru că cei mai mulți oameni pe care eu am întâlnit și care au refuzat să vină la Domnul, mi-au spus așa: ce vrei să fiu ca ăla? Și mi-au spus pe cineva: dar ce-a făcut ăla? Ce m-a furat, Domnule, m-a mințit, m-a înșelat, mi-a ruinat business-ul.
Nu? Pocăiții voștri. N-am mai avut argumente. Ce argumente sau? Omul o să avea o experiență reală cu un pocăit în carne și oase, nu? Haideți să ne rugăm Domnului ca ori de câte ori avem de a făcut o alegere, de luat o decizie, Dumnezeu să ne dea înțelepciunea să o verificăm prima dată înainte să acționăm, înainte să rostim cuvântul, înainte să semnăm, înainte să ne ducem, înainte să facem, înainte să gustăm, să verificăm lucrurile astea și apoi să acționăm bazați pe o încredințare care vine din cuvântul lui Dumnezeu. Haideți să ne ridicăm cu toții la rugăciune și să ne rugăm cu toții înaintea Domnului ca Domnul să ne dea înțelepciune, să ne dea putere, să supunem verificări în lumina cuvântului lui Dumnezeu deciziile care le luăm în fiecare zi în viața noastră. Doamne, venim în această seară...